Road Trip Project este la a doua ediție, fiind finanțat de către Comisia Europeană prin Direcția Generală Regio, Politică Regională și Urbană. Ediția 2019 are în centru două echipe formate fiecare din patru tineri călători care au pornit într-o aventură unică prin Europa. Cele două echipe vor traversa Europa vizitând 17 țări și 10 de regiuni, întâlnindu-se și interacționând cu localnicii. Echipa Calma, cea care s-a oprit și în Maramureș, formată din Olga, Selina, Viniard și Panos, a pornit din Dublin, Irlanda și Jvaten termina călătoria în Nicosia, Cipru. The Road Trip Project este mai presus de toată o experiență umană. Tinerii călători la bordul unui microbus parcurg Europa, se întâlnesc cu oamenii locului, explorează și vizitează diferite proiecte și activități realizate cu sprijinul Uniunii Europene. Aceștia își împărtășesc experiențele prin videoclipuri, fotografii și postări tip blog pe platformele de socializare, schimbând impresii de pe drum și lansând discuții pe teme europene. Poveștile lor constituie informații bogate cu privire la Europa și la ce are ea de oferit. Urmărindu-le pași apare tentația de a o lua din loc, de a porni într-o excursie și de a descoperi locurile și oamenii care fac Europa unică în lume.